A devenit o tradiție ca în comuna Andrieșeni, județul Iași, să se organizeze în ultima duminică din luna mai, ziua Salcâmului. În această perioadă, Salcâmul, unul din cei mai plantați copaci de pe Valea Jijiei, împodobește ulițele prin floarea sa albă frumos mirositoare. Duminică 28 mai 2023, parohia Andrieșeni, alături de comunitatea locală, a organizat cea de-a 13-a ediție a Zilei Salcâmului printr-o serie de manifestări religioase și culturale. De dimineață, în paraclisul parohiei, a fost oficiată Sfânta Liturghie. Eu pentru aceștia mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceștia mă rog, pe care mi-ai dat, că cei sunt ai tăi și toate ale mele sunt ale tale și tale sunt ale mele și m-am preamărit în ei. Le ziceam, doar că atunci când am trecut la Andrieșeni, mi s-a părut luna mai, cea mai frumoasă lună din an. Luna când Andrieșeni este ca o mireasă, miroase a florii salcâm și mai ales este alb ca o mireasă și câte întrebuințări are salcâmul în viața noastră. Atunci îmi amintesc că toate crucii din cimitir erau de salcâm și mă bucur că au răspuns la această inițiativa mea și din cioși din Sfântele Componente. Cât astăzi a zis împreună dumnealor, că l-am uitat astăzi cu dorința de a participa la această frumoasă zi. Fiți bineveniți în satul nostru, să vă simțiți bine, vă rog mult, rog din suflet, după ce luați în afară, nimeni nu pleacă acasă. Și mai în vârstă și copii și cei care odată nu aveți răbdare, vă rog din suflet astăzi, aveți răbdare, măcar două ceasuri, să fim împreună, comună de rugăciune și de voie bună. Apoi, în incinta ansamblului parohial, sub streașina Măreții Biserici aflată în construcție, închinată Sfântului Ierarh Nicolae și Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, a avut loc Festivalul Cozonacului Mâini Binecuvântate. Gospodinele din mai multe sate ale comunei au oferit oaspeților câte o felie de cozonac și alte bunătăți gustoase specifice zonei. La rândul lor, organizatorii au înmânat participantelor câte o diplomă și o icoană. Acest festival a venit ca o idee a înaltului mitropolit de atunci la Iași, când eram la ședință la Dureu, ne-a spus să facem și noi ceva în comunitatea noastră, încât să mai revigorăm viața din sat, să nu fie o monotonie. Și am venit fiecare cu anumite idei sau ce putem face. Să facem și noi aici festivalul Salcâmului. Bine știind că aici, cea mai frumoasă lună din an, este luna mai. Acum sunt puțini salcâmi, dar odinioară erau plini sat de mireasma și culoarea albă a salcâmului. Ne bucurăm de mierea de salcâm, de un fagur de miere și de ce nu, de celelalte daruri pe care le aduce salcâmul. Crește repede, ne călzim iarna, apoi unii folosesc chiar la căpătâi. Acum tot să trecem pe la gospodinile noastre, să vedem cozonate, să gustăm, să le felicităm, le premiem și să plecăm chiar cu brațele încărcate cu cozonac și cele mai vor mai avea ele pe masă. Este o surpriză la noi. Doamne ajută și tot să vă simțiți bine la Andrieșeni. S-a vorbit astăzi și se vorbește despre unitate, despre faptul că trebuie să fim una. Așa cum Hristos a spus ca noi toți să fim una, precum noi, eu și Tatăl, suntem una, așa că dumneavoastră, prin prezența dumneavoastră aici, prin tot ceea ce se întâmplă astăzi aici, nu facem altceva decât să fim o unitate, să fim uniți. Doar așa vom duce mai departe toate aceste tradiții frumoase, dacă vom fi uniți în jurul bisericii, în jurul preotului, în jurul comunității. Să dea Dumnezeu să fie în continuare timp frumos, dea Dumnezeu să fie ploaie la timp,
să ne dea sănătate, bucurii, iată o vară care ne așteaptă cât mai frumoasă și de ce nu răcoroasă când trebuie și poftă bună. Doamne ajută! De asemenea s-a prezentat expoziția Ștergarul românesc de la Util la Podoabă. Programul a continuat cu nunta de aur pentru trei cupluri care au împlinit 50 de ani de la căsătorie. Cu lacrimi de bucurie în ochi, aniversații au fost felicitați atât de preoții prezenți, cât și de membrii familiei. Pentru bucuria dăruită lor de a fi împreună și de a fi părinți trupești și sufletești, precum și de a vedea pe fiii fiilor lor ca niște mlădițe tinere de măsliri împrejurul mesei lor, Ion, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, se binecuvintează roaba lui Dumnezeu, Maria, cu robul Dumnezeu Ion, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. E viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți pentru credință și mântuire la mulți ani să trăiți. Cum împlinirea 50 de ani de căsătorie facem anul ăsta, suntem premiați și noi. Da? Da, uite, am soțul acolo în cărușor și să-i fac. Da. Foarte și ați bine. Adus și cozonac? Am adus și cozonac ca să fac parte din două părți, eu, dacă nu sunt și stăt locul, nu-i bine. Da. Așa. Da. Cum ați preparat cozonacul pentru acest festival al cozonacului? Noi avem rețeta noastră veche. Cum să faci? Păi, cum? Și al întâi facem plămădeala, ouăle, laptele, mirodeniile, frământat bine, suflet mult și Doamne ajută. Da. Așa, și legat de cei 50 de ani pe care i-ați aniversat astăzi împreună cu soțul dumneavoastră, cum priviți în urmă la cei 50 de ani și cum, iată, în această zi de sărbătoare, să spunem așa? Azi ne bucurăm că am ajuns anii ăștia, ne bucurăm și din urmă, am crescut 5 copii, nepoți, ne bucurăm și de copii, sunt la casele lor, avem și strănepoți, ne-a dat Dumnezeu de ce am avut nevoie. Chiar dacă n-am știut, poate și să șerim, Dumnezeu a avut grijă și ne-a dat exact ce ne trebuie. Da, și îi mulțumim din tot sufletul. Da. Cam viață. Și bune, și rele, și nacazuri. Că acum la bătrâneț trebuie să mai fie și el fără pișor. Și da, dușim înainte. Asta e crucea, o dușim. Cu bune și cu rele o dușim. Ne bucurăm și vă pomenim rugăciunile noastre de acum înainte, așa cu siguranță o face și părintele. Și eu zic că e bine să rostească și părintele câteva cuvinte de încurajare, pentru că el este duhovnicul, el este îndrumătorul, el este părintele dumneavoastră care vă știe pe fiecare și bucuriile și necazurile vieții. Încă o dată, la mulți ani, sănătate și bucurie! Sunt oameni cu adevărat foarte apropiați de biserică și mă bucur că puteam să facem colonia aceasta de 50 de ani de împreună covețuire. Eu vă mulțumesc că ați venit, dragii mei, în special mulțumesc familiei de la Căvănești. Adevărat, sunt plin de mulțumire și de recunoștință. Să ne vedem de cum mai des. Eu am fost acolo preot al noastră, aproape 2 ani de zile, știți? Și acolo am fost cel mai frumos cu Căvăneștiul. Tot în incinta ansamblului parohial a avut loc expoziția de ouă încondeate a artistului popular Gianina Sauciuc. Pe stadionul din Andrieșeni au fost susținute la orele amiezii repertorii de muzică populară ale interpreților din zonă.